Stimați colegi, vă rog să vă ocupați locurile. Propun să începem ședința plenului Parlamentului în cadrul sesiunii extraordinare. Secretariatul, rog să anunțați prezența în sală. Stimate domnule președinte al Parlamentului, doamnelor și domnule deputați, bună ziua! Vă anunțăm că la începutul ședinței de astăzi și-au anunțat prezența 55 de deputați. 55, vă mulțumesc! Constat caracterul deliberativ al ședinței plenului Parlamentului în cadrul sesiunii extraordinare. Rog să onorăm drapelul și imnul de stat. Vă mulțumesc. Sesiunea extraordinară a Parlamentului o declar deschisă. Acum avem câteva anunțuri. Stimați deputați, Curtea Constituțională, prin hotărârea numărul 16 din 4 august 2022, a validat mandatul de deputat în Parlament al candidatului supleant pe lista partidului politic Partidul Acțiune și Solidaritate, domnului Vasile Porțevski. Îi zicem bun venit și dorim mult succes colegului nostru. În perioada premergătoare a ședinței de astăzi și-au sărbătorit ziua de naștere colegii noștri, doamna Victoria Cazacu, doamna Marcela Adam, domnul Iurie Pasat și doamna Valentina Manic. Le urăm colegilor multă sănătate și succese remarcabile în activitate. La mulți ani, dragi colegi! De asemenea, dragi colegi, dragi cetățeni, mâine, 27 august, celebrăm Ziua Independenței Republicii Moldova. Este o zi importantă pentru noi toți și vin cu un îndemn ca mâine să mergem să sărbătorim acest eveniment alături de oamenii din țară, fie la Chișinău, la Bălți, Ungheni, Comrat, Cahul. Ziua Independenței trebuie să ne consolideze în jurul unui ideal comun și în dorința comună de a contribui plenar la dezvoltarea țării. La mulți ani tuturor cu prilejul zilei noastre naționale, la mulți ani Republica Moldova! Stimați deputați, vă informez
că biroul permanent s-a întrunit în ședință pentru a examina cererea de convocare a Parlamentului în sesiune extraordinară pentru perioada 26 august-8 septembrie 2022, depusă în calitatea mea de președinte al Parlamentului. Astfel, biroul permanent a luat act de cerere, a aprobat proiectul ordinii de zi a ședințelor în plen ale Parlamentului din 26 august și 8 septembrie curent și îl propune spre aprobare plenului Parlamentului. Reamintesc, noi am făcut acest anunț în avans, încă la sfârșitul sesiunii parlamentare precedente, am zis că vom avea această necesitate, începând cu data de 26, să revenim într-o ședință extraordinară. Toată lumea are ordinea de zi. Vă rog dacă sunt propuneri la ordinea de zi. Dacă nu sunt, atunci permiteți-mi să supun votului proiectul ordinii de zi. Rog să ne pregătim pentru vot. Supun votului ordinea de zi a sesiunii extraordinare pentru perioada 26 august-8 septembrie 2022. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, ordinea de zi a fost votată de 53 de deputați. Vă mulțumesc. În aceste condiții, cu permisiunea dumneavoastră, vom trece la examinarea ordinii de zi. Sunt documente foarte importante și deciziile care le vom adopta astăzi, cu adevărat, sunt așteptate de cetățenii noștri. De aceea, haideți să procedem la lucru. Primul proiect pe ordine de zi, proiectul cu numărul 337 din 2408-2022, proiectul de lege privind modificarea legii bugetului de stat pentru anul 2022. Îl invit la tribuna centrală pe domnul ministru al finanțelor, domnul Dumitru Budeanschi. Stimate domnule președinte al Parlamentului, stimați deputați, onorată asistență, în primul rând doresc să vă mulțumesc pentru că ați reușit să faceți această ședință extraordinară, că ați venit la această ședință extraordinară. Aceasta este impus în special din două condiții, din doi factori. Unu, este nevoie de aprobat bugetul cât mai rapid, astfel încât să rămână timp suficient pentru a implementa cele noi măsuri care sunt prevăzute în acest proiect. Și a doilea este legat și cu faptul că avem o agendă legată de agenda Fondului Monetar, care trebuie să aprobe la bord pe data de 21 septembrie acele înțelegeri care au fost atinse în misiunea de la sfârșitul lunii iulie. Vreau să vă spun și să-mi cer scuze încă o dată pentru faptul că ați avut puțin timp să faceți cunoștință cu aceste documente, dar noi am avut doar 3 săptămâni, practic, pentru a pregăti aceste documente finale și evident că nu am avut timpul suficient pentru a
vă pune la dispoziție din timp să puteți să vă familiarizați mai bine cu acest proiect. Sperăm foarte mult că pentru legea viitoare, în anul 2000, pentru legea 2023, vom avea mai mult timp pentru discuții. Deci, acestea fiind spuse, dați-mi voi să vă prezint spre examinare și aprobare proiectul de lege privind modificarea legii bugetului de stat pentru anul 2022, care a fost aprobat prin hotărâre guvernului numărul 595 din 24 august 2022. Modificarea legii de stat pentru anul 2022 a fost determinată de mai mulți factori, precum revizuirea prognozei indicatorilor macroeconomici pentru anul 2022, deci evoluția indicatorilor macroeconomici impune, de regulă, o revizuire substanțială la jumătate de an, impactul economic provocat de criza refugiaților, criza din sectorul energetic și prețurile în creștere la produsele de bază, rezultatele executării bugetului în semestru 1 și perspectivele executării bugetului până la finele anului curent și, desigur, necesitatea de a interveni cu măsuri noi sau ajustarea celor aprobate anterior pentru a asigura implementarea eficientă și eficace a tuturor programelor bugetare, inclusiv și programelor de dezvoltare, care să ajute cetățenii, afacerile și instituțiile publice să facă față principalilor provocări și riscuri cu care se confruntă sau se pot confrunta în perioada următoare. Câteva cuvinte despre indicatorii macroeconomici. Deci, proiectul de lege privind modificarea legii bugetului de stat pentru anul 2022 este fundamentat pe o creștere economică zero, un nivel prognozat al inflației de 33,8% la sfârșitul anului și 29,5% medie anuală, majorarea exporturilor cu 40% față de anul precedent și a importurilor cu 25% față de anul precedent, ceea ce ne bucură. Avem o creștere substanțială a exporturilor, în același timp cu o creștere mai mică a importurilor. În același timp avem o diminuare a creșterii salariului mediu pe economie, de la 15,6% cât a fost prognozat inițial la 13% conform prognozei actualizate. După cum deja cunoașteți, riscurile majore țin de și de care s-a ținut cont la modificarea bugetului, constituie persistența riscurilor și incertitudinilor majore din sectorul energetic, războiul din țara vecină, conjunctura externă complicată, dar și de riscurile pandemice care încă nu au fost eliminate. În acest sens, o parte din aceste riscuri au fost, pentru ele au fost elaborate strategii de intervenție și au fost alocate anumite resurse financiare. Executarea bugetului din semestru 1 a fost executat la venituri în volum de 26,3 miliarde lei, la nivelul de 49,9% din volumul aprobat pe anul la ultima modificare, iar cheltuielile la 31,4%, ce constituie 43,6%. Deci, la venituri s-a executat, să putem spune, aproape 50%, iar la cheltuieli 43%, și această situație derivă din mai mulți factori, inclusiv prin faptul că tradițional într-a doilea semestru se fac mai multe cheltuieli decât în prima parte a anului. Însă este nevoie de menționat că aici sunt nevoie de implementat, este necesar de implementat măsuri suplimentare pentru ca să asigurăm o implementare mai uniformă pe parcursul întregului an a cheltuielilor, pentru a elimina aceste diferențe majore între
cheltuieli, în special concentrarea lor în ultimele luni a anului. Deci, deficitul a fost de 5,1 miliarde, de lei, de 26,4% sau 26,4% din nivelul aprobat anual. Evident că dacă nu au fost executate cheltuielile, nu a fost necesar nici consumul deficitului. De asemenea, aș vrea să vă prezint câteva date privind indicatorii bugetului public național, după care o să trec la bugetul de stat. Deci veniturile bugetului public național vor însuma 89,6 miliarde lei, cu 5,6 miliarde lei sau cu 6,7% mai mult față de indicatorii stabiliți anterior pentru anul 2022, iar ca pondere în PIB vor constitui 32% față de 30,7% anterior modificat. Cheltuielile bugetului public național în sumă de 106,8 miliarde lei, cu o majorare de 3 miliarde lei sau cu 2,9% față de indicatorii stabiliți anterior. Raportate la PIB, acestea vor constitui 38,2% față de 37,9% anterior aprobat. Și respectiv soldul pentru anul 2022, sau deficitul mai exact, se estimează în sumă de 17,2 miliarde lei, sau 6,2% din produsul intern brut față de 7,2% stabilit prin modificarea anterioară. La relațiile interbugetare aș dori să menționez că bugetul de stat efectuează transferuri către alte bugete în valoare de 1.356 milioane lei, din care către bugetul asigurărilor sociale de stat de 1.092 milioane de lei și către bugetele locale 263 milioane lei. Suma sau transferul către BAS de 1.092 milioane este format din câteva măsuri, aș vrea să dau citire câtorva. Deci majorarea per total, această sumă este compusă din o majorare dintr-un 1.477 de milioane și o diminuare de 384 de milioane. La majorare, cele mai importante măsuri vin din suportul financiar unic în sumă de 1.500 lei beneficiarilor de toate tipurile de prestații, alocații sociale de stat, al căror cuantul lunar nu depășește 5.000 de lei. Aici sunt 999,8 milioane lei, adică practic un miliard. Majorarea indemnizației lunare de la 1 octombrie 1.000 de lei pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani, 76,3 milioane lei. Și menținerea valorii de 700 lei și acoperirea insuficienței mijloacelor financiare pentru ajutor pentru perioada rece anului cu 86,5 milioane lei. Detalii suplimentare vor fi prezentate în prezentarea colegilor noștri pe bugetul BAS. Înainte de a trece la prezentarea indicatorilor pe bugetul de stat, aș dori să atrag atenția în special pentru publicul larg și pentru mass media, care am reușit să mă uit ieri careva reacții la bugetul prezentat în guvern, probabil fără intenții rele, să spunem așa. Unii au spus că guvernul diminuează cheltuielile în sănătate și așa mai departe, cu o sumă destul de mare. Aș vrea să menționez că această modificare nu a redus careva cheltuieli, decât dacă aceste cheltuieli au fost solicitate de autorități din motive de economisire sau din motive de amânare a graficului de implementare a unor măsuri. Deci acest buget, această modificare, nu presupune reducere de cheltuieli la autoritățile publice centrale
pentru a face loc, să spunem, pentru alte măsuri. Deci noi am avut suficiente resurse pentru alte măsuri și pentru a ajusta acele măsuri care au fost aprobate inițial din resursele aprobate inițial și din deficitul aprobat inițial. Deci, acele resurse în special care sunt legate de Ministerul Sănătății sunt în totalitate legate de două proiecte finanțate din surse externe care sunt legate de COVID și care au fost reprogramate pentru implementare pentru anul viitor. Deci, în continuare vă prezint indicatorii revizuiți a bugetului de stat pentru anul 2022. Veniturile bugetului de stat constituie 85 miliarde lei, înregistrând o creștere cu 5,3 miliarde lei sau cu 10% față de bugetul de stat aprobat. Încasările din impozite și taxe constituie 51 miliarde lei, această categorie deținând cea mai mare pondere în structura veniturilor bugetului de stat, 88,8%, și constituie 67,1% din creșterea veniturilor bugetului de stat, adică din acele 5,3 miliarde lei. O altă componentă substanțială din care a fost constituită creșterea veniturilor sunt granturile, care constituie 1,3 miliarde lei față de aprobat. Ca pondere în suma totală a veniturilor bugetului de stat, acestea constituie 6,5%, iar din suma majorată pe venituri este 25%. Aș putea să menționez că din acestea granturi pentru suport bugetar sunt 3 miliarde lei. Majoritatea din aceste resurse sunt deja încasate, mai sunt încă pe câteva linii în pregătire și așteptare de finanțare. De asemenea, intrările din alte venituri ale bugetului de stat se prevăd în sumă de 2,7 miliarde lei, fiind în creștere cu 19% sau cu 441,6 milioane lei, 8,3% din majorare. Aici este și suma de 240,2 milioane lei care reprezintă donațiile din partea persoanelor fizice și juridice pentru asistență umanitară refugiaților din Ucraina, ca sumă totală. Cheltuielile bugetului de stat se prevăd în sumă de 75,2 miliarde lei, înregistrând o creștere cu 3,1 miliarde lei. Mersi. Sau cu 4,3% față de bugetul de stat aprobat. Din suma totală de creștere a cheltuielilor bugetului de stat pentru anul 2022, 43,3% reprezintă majorarea transferurilor către alte bugete, 1,3 miliarde lei, și restul 1,8 miliarde lei sunt destinate cheltuielilor implementate de programele autorităților publice centrale. Deci în această majorare de 5,3 miliarde și din această majorare de cheltuieli de 3,1 miliarde lei, 1,3 miliarde lei merg spre transferuri către alte bugete și 1,8 vor fi implementate de APC. În acest aspect, dacă să ne oprim foarte succint pe câteva sau cele mai importante domenii în aspect funcțional. Aceasta ar însemna 10% creștere pentru protecția socială, 8,3% creștere pentru serviciile de stat cu destinație generală și serviciile în domeniul economic de 9,5% față de
bugetul aprobat. Deci, după cum am menționat, acele domenii care au înregistrat o reducere sunt în special domeniul sănătate și mediu, și ele sunt datorate reducerii acelor fonduri pe COVID, în special la sănătate și la mediu pe managementul deșeurilor solide, proiectul deșeuri solide. Proiectul de modificare a bugetului de stat pentru 22, concomitent cu suplinirea alocațiilor pentru unele programe actuale de cheltuieli, prevede și programe noi. Și o să dau citire câtorva din ele. Fondul de reducere a vulnerabilității energetice în valoare de 870 milioane lei, suplimentat cu 500 milioane lei. Programul asigurare cu lemne a populației, 64,2 milioane lei, care va fi finanțat din Fondul de intervenție a Guvernului. Programe destinate protecției sociale din contul UNICEF în valoare de 127,1 milioane lei. Acestea merg spre susținerea activității asistenților sociali, asistenților personali și pentru serviciul sprijin social pentru familii cu copii, ultimul fiind 72,5 milioane lei. Majorarea fondului rutier cu 325,5 milioane lei, fondul pentru compensare creșterii ratei dobânzii bancare destinate întreprinderilor mici și mijlocii în valoare de 200 de milioane lei, alocații suplimentare pentru măsuri în domeniul salarizării în sectorul bugetar pentru majorarea valorii de referință de la 1800 la 1900 cu 100 de lei în valoare de 225,3 milioane lei per total. Și aș vrea să mă opresc aici puțin, deci toți angajații care sunt finanțați din bugetul de stat sau sunt finanțați din transferul cu destinație specială pentru acoperirea competențelor delegate către autoritățile publice locale, toți acești angajați vor primi această majorare de salarii din această sumă, 225,3 milioane lei. După cum dumneavoastră cunoașteți, restul bugetelor fiind bugete independente, bugetul de stat nu prevede directe alocări pentru cheltuielile autorităților publice locale, decât prin sistemul actual de finanțare a autorităților publice locale, adică acele transferuri generale care noi le avem și transferuri cu destinație specială care sunt de asemenea stipulate fiecare din ele cum se formează și cum se distribui către autoritățile locale. Totodată, după 2019, atunci când a fost introdus nou sistem salarial, sistemul bugetar per total s-a confruntat cu o problemă care consta în faptul că odată ce legea 270 presupune un drept salarial pentru un angajat în sectorul public, indiferent unde el ar fi, autoritatea în care acest angajat își desfășoară activitatea trebuie să primească suma respectivă. În cazurile când autoritățile nu pot face față acestei situații, primul lucru ce este nevoie de făcut, de optimizat cheltuielile pe acele autorități care nu pot să asigure aceste plăți. Adică, în conformitate cu legea 181, cheltuielile pentru personal este o prioritate. Deci, în acest sens, în legile ulterioare bugetare a fost introdus un articol și un fond pentru care era destinat anume gestionării situației în caz de anumite dificultăți cu implementarea legii 270.
În primul an s-a alocat resurse pentru autoritățile locale care nu au putut face față majorării de salarii pe anumite posturi. În al doilea an, de asemenea, s-a continuat această practică și în acest an, în 2022, de asemenea, există această practică. Însă, ce s-a observat? Pe parcursul anului 2021 și pe parcursul anului 2022, unele autorități locale au început să procedeze în felul următor. Majorează cheltuielile pe alte programe, pe alte articole de cheltuieli și diminuează în mod artificial cheltuielile pentru salarizare. Și în cazul ăsta vin la bugetul de stat și spun, uitați-vă, noi nu putem acorda salarii pentru anumită... și vă rog să ne compensați aceste cheltuieli. Deci, această problemă ține strict de sistemul actual de relații interbugetare și este necesară o, să spunem, o revizuire a acestor relații pentru a concretiza responsabilitatea bugetului de stat față de autoritățile publice locale în anumite situații. Deci, în continuare, alte măsuri importante prevăzute în proiectul bugetului sunt și iar, în primul rând, destinate suportului angajaților publici în această perioadă în care inflația a avut o creștere semnificativă. Deci se propune acordarea plății unice cu caracter excepțional în mărime de 3.000 de lei pentru susținerea angajaților din sectorul bugetar și aici această plată va fi acordată din bugetul de stat pentru angajații din bugetul de stat, însă și pentru cei din autoritățile publice locale. Pentru cei care au salarii medii mai mici de 15.000 de lei și în total pentru aceasta au fost alocate 567 de milioane de lei. De asemenea, proiectul propune majorarea cheltuielilor cu programul Prima Casă, majorarea cu 23 de milioane de lei pentru cheltuielile propriu-zise a programului sau compensarea principalului și pentru programul nou, pentru măsura nouă de compensare a majorării dobânzilor, 42 de milioane de lei. Deci 23 de milioane de lei sunt prevăzute direct în buget, iar 42 de milioane de lei sunt finanțare va avea loc din fondurile de urgență. Deci, de asemenea, după cum am menționat, în situația cu un risc înalt și incertitudini sporite, guvernul a propus premajorare cu 670 de milioane lei, volumul total a fondului de urgență sau fondului de urgență, atingând 3 miliarde de lei. Și aș vrea să menționez aici că din aceste 3 miliarde de lei, deoarece o parte au fost deja cheltuite, la momentul dat, resursele disponibile în fondurile de urgență, după modificare, vor constitui aproximativ 1,5 miliarde de lei. Cheltuielile aferente proiectelor finanțate din surse externe, conform propunerilor autorităților bugetare, includ atât majorări cât și diminuări din alocații, la total fiind diminuate cu 527 milioane lei față de nivelul aprobat. Deci aceste proiecte din surse externe, de fapt, au constituit una din cele mai substanțiale arii de modificări. În special din diferite motive legate de implementarea acestor proiecte. Deci, principalele diminuări se atestă în cadrul proiectelor suport de urgență pentru diminuarea consecințelor pandemiei de coronavirus, asta sunt 457 milioane lei,
Și răspuns de urgență la COVID-19, alte 447,8 milioane lei, gestionate de către Ministerul Sănătății. Iată, și aceste două sume au arătat ca, per total, Ministerul Sănătății să aibă mai puține resurse decât au fost aprobate inițial. De asemenea, a fost diminuat proiectul modernizarea serviciilor guvernamentale cu 103 milioane lei, reieșind din posibilitățile reduse de asimilare a proiectului, precum și extinderii proiectului și realocării sumelor pentru anul 2023-2024. Deci a avut loc o restructurare a proiectului. După cum am menționat, o reducere se atestă la proiectul deșeuri solide de 100,5 milioane lei gestionat de Ministerul Mediului, o altă sursă din care se creează această diminuare la mediu. Și la proiectul îmbunătățirii infrastructurii de apă în Moldova Centrală, diminuarea cu 133 milioane lei este ca rezultat, nu a fost posibil de implementat proiectul din lipsa suficientă de ofertanți pentru efectuarea lucrărilor. Majorări la proiectele finanțate din surse externe, în total sunt în sumă de 777,6 milioane lei. Astfel, deficitul bugetului de stat se prevede în sumă de 17,2 miliarde lei, cu o diminuare de 2,14 miliarde lei. Din suma totală a deficitului, componentei de bază îi revine 13,107,6 milioane lei sau 76%, iar proiectelor finanțate din surse externe le revine 4,137,4 milioane lei sau 24%. Structura surselor de finanțare deficitului se modifică ca urmare a revizuirii intrărilor de împrumuturi. Și aici aș vrea să menționez că principalele modificări la sursele de finanțare se referă la majorarea activelor financiare cu 1,3 miliarde lei și micșorarea datoriei cu 1,4 miliarde lei, dintre care împrumuturile pentru suport bugetar se reduc cu 51,7 milioane lei. Și pentru proiectele finanțate din surse externe cu 1.341,5 milioane lei. Datoria de stat la 31 decembrie 2022 se estimează la 101,1 miliarde lei. Ponderea datoriei de stat în PIB la sfârșitul anului 2022 nu va depăși de 36,1%, mai puțin decât ce a fost aprobat anterior cu 1,2 puncte procentuale. Totodată, în structura datoriei de stat la finele anului 2022, ponderea datoriei de stat externe va constitui 65,8%, iar a datoriei de stat interne 34,2%. Suma reducerii soldului bugetar sau a deficitului în totalitate, practic, va fi îndreptată pentru majorarea soldurilor mijloacelor bănești în conturi. Deci, parametrii bugetului public național au fost, după cum am menționat, coordonați cu misiunea Fondului Monetar la sfârșitul lunii iulie, anul curent. Deci, în final, stimați deputați, indicatorii principale bugetului de stat pentru anul 2022 modificat sunt la venituri în sumă de 57.971,3 milioane lei, la cheltuieli în sumă de 75.216,3 milioane lei, deficitul în sumă de 17.245 milioane lei și vă mulțumesc încă o dată pentru responsabilitatea manifestată și contez pe susținerea acestui proiect. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule ministru. Stimați colegi, trecem la runda de întrebări. Vă rog.
Întrebări nu sunt? Întrebări nu sunt. Domnul ministru, vă rog să luați loc. Raportul comisiei. Stimați colegi, domnul ministru a expus mai multe prevederi, doar o să dau un rezumat al raportului comisiei. Comisia Economie, Buget și Finanțe a examinat proiectul legii privind modificarea bugetului de stat pentru anul 2022 și comunică următoarele. Proiectul de lege prevede majorarea veniturilor bugetului de stat cu 5,2 miliarde lei sau cu 10% mai mult față de prevăzut, iar cheltuieli cu 3 miliarde 128 de milioane de lei sau cu 4,3% mai mult. Deficitul fiind cu 2,1 miliarde lei sau cu 11% mai puțin față de cel prevăzut. Estimările veniturilor bugetului de stat se prevăd în sumă de 57,9 miliarde, cheltuielile fiind prevăzute la sumă de 75,2 miliarde de lei. Obiectivele au fost expuse de domnul ministru și destinația acestor cheltuieli. Parametrii rectificării legii bugetului de stat pentru anul 2022 au fost consultați cu Fondul Monetar Internațional ca urmare a modificărilor propuse în proiectul legii privind modificarea legii bugetului de stat pentru anul 2022. Veniturile bugetului de stat, cum am spus, 57 de miliarde, iar cheltuielile la 75 de miliarde, cu un deficit în sumă de 17,2 miliarde de lei. Ceea ce este în scădere față de proiectul original votat de Parlament pentru anul 2022. Pornind de la cele menționate, Comisia susține proiectul de lege și îl propune Parlamentului spre examinare și aprobare în prima lectură. Vă mulțumesc. Stimați colegi, întrebări la raport? Întrebări nu sunt, vă rog, luați loc. Avem o luare de cuvânt. Doamna Valentina Manic, o invit la Tribuna Centrală. Domnule președinte, stimați deputați, dragi cetățeni, astăzi dezbatem o modificare la buget care vine să protejeze, să încurajeze și să susțină cetățeanul în situația de multiple crize și inflație cu care ne confruntăm. Numai am venit în fața dumneavoastră să vă spun că totul este perfect și roz. Ci vreau doar să vă prezint măsurile cu care venim pentru a vă ajuta să treceți mai ușor peste această perioadă dificilă. Suntem solidari cu dumneavoastră și vrem să vă simțiți mai în siguranță și mai protejați. Orice modificare sau completare la bugetul aprobat inițial necesită o analiză minuțioasă a tuturor componentelor bugetului public național. Și în același timp trebuie să țină cont de promovarea politicilor în toate sectoarele. Guvernul, echipele Ministerului Finanțelor și Economiei și-au asumat și au îndeplinit o muncă și o analiză colosală, dat fiind situația dificilă în care ne aflăm, cu un impact major asupra economiei naționale și a cetățenilor. Acum, ca și în toată perioada de când suntem la guvernare, am fost preocupați și ne dăm concentrat eforturile spre a susține în mod prioritar acele categorii ale populației care au venituri mici, familiile și antreprenorii. Modificările la buget dezbătute astăzi sunt clare și simple, dar în același timp eficiente și necesare cetățenilor. Voi enumera doar câteva dintre cele mai importante măsuri de sprijin propuse de guvern. Suntem solidari cu familiile. Pentru familiile, copiii oferim din 1 octombrie o alocație lunară în valoare de 1000 de lei pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani. Suntem solidari cu pensionarii. Vom oferi un suport financiar unic de 1500 lei
pentru pensionarii cu venituri de până la 5.000 de lei. Suntem solidari cu angajații, astfel creștem cu 5,5% salariul bugetarilor. Suplimentar, oferim un ajutor unic de 3.000 de lei celor cu un salariu mediu lunar mai mic de 15.000 de lei. Suntem solidari cu antreprenorii. Venim cu un mecanism de compensare pentru agenții economici care vor beneficia de un fond pentru compensarea creșterii ratei dobânzii bancare în valoare de 200 milioane lei. Suntem solidari cu cetățenii și îi ajutăm să treacă mai ușor peste această iarnă. Fondul de reducere a vulnerabilității energetice, din care vor fi oferite cetățenilor compensații pentru consumul de gaze naturale, energie electrică și termică, va fi suplinit cu 500 de milioane de lei, ajungând la valoare totală de 870 de milioane lei doar pentru anul 2022. În anul 2023 vom veni și cu mai mult suport. Toate aceste măsuri de sprijin au fost posibile inclusiv datorită efortului depus de pe două dimensiuni. În primul rând, datorită veniturilor mari încasate din taxe și impozite, ceea ce reprezintă un indicator clar al stopării schemelor de evaziune fiscală. În al doilea rând, datorită suportului bugetar acordat țării noastre de Uniunea Europeană, România, Germania și alți parteneri de dezvoltare, ceea ce este o dovadă în plus a credibilității guvernării actuale, având o deschidere internațională fără precedent de care ne bucură țara noastră. Ceea ce facem astăzi nu este să reducem cheltuielile bugetare cu miliarde de lei, să privăm oamenii de dreptul lor la o viață decentă, așa cum au făcut-o alții în istoria recentă a țării noastre. Facem exact inversul. Creștem bugetele sociale, creștem fondurile pentru business, pentru infrastructură și oferim oamenilor o mână de ajutor în această perioadă, desigur ținând cont în același timp și de resursele financiare de care dispunem. Pentru a vă oferi doar câteva cifre, reieșind din modificările propuse astăzi, veniturile la bugetul de stat pentru anul 2022 se majorează cu 5,27 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile se cresc cu 3,12 miliarde de lei. De aici rezultă o reducere a deficitului bugetar cu 2,14 miliarde de lei sau 11%, un rezultat bun și care merită apreciat. Vreau să vă adresez acum, sau să adresez deputaților din opoziție, chiar dacă aceștia nu sunt prezenți astăzi în ședință. Aș vrea să le recomand mai întâi să încerce să vrea să înțeleagă că trecem printr-o succesiune de crize, cea mai gravă fiind războiul din țara vecină, și că reflexia noastră cu privire la starea lucrurilor trebuie să înceapă cu simțul realității. Trebuie să fim onești în diagnoza pe care o facem și să nu ne temem să spunem lucrurile pe nume. În acest context, aș reitera și eu întrebarea retorică adresată mai devreme opoziției de către colegul meu, Radu Marian, cu privire la recunoașterea faptului dacă Rusia poartă sau nu un război de agresiune împotriva Ucrainei. Câte s-ar fi putut realiza dacă ar fi avut pace în regiune? Chiar și cele mai dezvoltate economii și consolidate democrații întâmpină astăzi dificultăți în administrarea treburilor interne. Acum vreau să mă adresez administratorilor de bugete, de toate nivelurile, fie primărie, fie Consiliul Raional sau instituții centrale de stat. Dumneavoastră sunteți cei care trebuie să asigurați o disciplină bugetară
și o evoluție a cheltuielilor planificate și să țineți cont de limitele resurselor proprii. Risipa banilor publici nu se regăsește în agenda noastră. Dragi cetățeni, perioada prin care trecem acum este poate cea mai grea din istoria țării noastre, dar vom continua să fim alături de dumneavoastră, să ne facem munca onest și să realizăm ceea ce am promis. Și fracțiunea PAS va susține aceste modificări propuse la legea bugetului de stat pentru anul 2022, pentru că ele sunt țintite, corecte, eficiente, necesare și așteptate de către toți cetățenii. Vă mulțumesc! Vă mulțumim frumos! Alte luări de cuvânt nu sunt. În condițiile raportului, rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Stimați colegi, supun votului în prima lectură proiectul 337 din 24.08.2022, proiectul de lege privind modificarea legii bugetului de stat pentru anul 2022, numărul 205 din 2021. Lectura întâi, rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 337 din 24.08.2022, proiect de lege privind modificarea legii bugetului de stat pentru anul 2022, susținut în prima lectură de 54 de deputați. Vă mulțumesc! Următorul proiect propus atenției noastre este proiectul numărul 338 din 24.08.2022, proiectul de lege pentru modificarea legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022, numărul 206 din 2021, prezintă Ministrul Muncii și Protecției Sociale, domnul Marcel Spătar. Vă rog. Bună ziua, stimate domnul președinte, stimați deputați, stimați cetățeni care ne urmăresc. Propun atenție dumneavoastră proiectul de lege pentru modificarea legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, numărul 206 din 2021. Proiectul de lege precizează veniturile și cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat după analiza executării indicatorilor bugetului în primul semestru al acestui an. Ca urmare a calculelor efectuate, veniturile și cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022 se vor majora cu 1.155.593.000 de lei, adică de la 33.442.332.000 de lei până la 34.197.925.000 de lei. Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat este necesară pentru implementarea, începând cu 1 octombrie, a unor acțiuni noi pentru protejarea populației. Este vorba de acțiuni anticriză, care sunt inițiate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, și anume acordarea unui suport financiar unic în valoare de 1.500 de lei beneficiarilor de toate tipurile de pensii și alocații sociale de stat, al căror cuantum lunar nu depășește 5.000 de lei. În acest scop, în bugetul asigurărilor sociale de stat este alocată suma de aproape 1 miliard de lei și vor beneficia de aceste plăți peste 660.000 de cetățeni, adică aproape un sfert din populația țării.
stabilirea indemnizației lunare în mărime de 1000 de lei pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani tuturor copiilor, indiferent dacă părinții acestora au statut de persoană asigurată sau neasigurată. Este vorba de aproape 63.000 de copii cu vârsta de până la 2 ani și în acest scop este alocată suma de 76.321.000 de lei pentru a implementa această indemnizație lunară. Va fi necesar un proiect de lege pe care Ministerul Muncii și Protecției Sociale l-a elaborat și îl va prezenta în guvern, după care va ajunge aici în Parlament. De asemenea, bugetul Asigurării Sociale de Stat propune majorarea de la 370 până la 500 de lei a indemnizației lunare de suport pentru creșterea copiilor gemeni sau a mai multor copii născuți dintr-o singură sarcină până la vârsta de 3 ani. Este vorba de 2837 de copii care se încadrează în prevederile acestei indemnizații. Proiectul de asemenea propune și menținerea cuantumului ajutorului pentru perioada rece a anului la 700 de lei. Vă reamintesc că anul trecut, în perioada rece, am crescut împreună cuantumul de la 500 la 700 de lei pentru anul trecut, într-o situație de criză. Situația, din păcate, nu s-a consumat, de aceea menținem valoarea acestei alocații la 700 de lei. Pentru acordarea prestației am bugetat bani pentru aproape 245.000 de gospodării pentru luna noiembrie și pentru asta sunt alocați 50.249.000 de lei suplimentar la bugetul Asigurărilor Sociale de Stat. Mulțumim Ministerului Finanțelor pentru faptul că au identificat resurse pentru toate aceste măsuri de protecție socială. Indicatorii bugetului Asigurării Sociale de Stat sunt aduși în concordanță cu cei din bugetul de stat stabiliți de Ministerul Finanțelor. Conform calculelor propuse, așa cum am spus, veniturile și cheltuielile totale ale bugetului Asigurării Sociale de Stat pe anul 2022 se vor majora, reiterez, cu 1.155.593.000 de lei. Vă rog să aprobați acest buget pentru ca să putem procede la implementarea măsurilor de protecție socială în contextul dificil în care ne aflăm. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim, domnul ministru. Stimați colegi, trecem la sesiunea de întrebări. Prima întrebare, domnul Perciun. Domnul ministru, într-adevăr, în buget sunt mai multe măsuri mult așteptate și foarte necesare în acest context și acea alocație unică pentru pensionari de 1500 de lei și introducerea alocației lunare pentru toți copiii până la 2 ani. Dar aș vrea să vă rog să evidențiați măsurile care au fost negociate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale cu UNICEF-ul și pentru care s-a reușit obținerea unei finanțări de 10 milioane de euro, pentru că și acolo sunt măsuri adiționale de suport, despre care am vorbit mai puțin în spațiu public și cred că este o ocazie bună să aducem la cunoștința cetățenilor ce prevede acel acord cu UNICEF și ce urmează să întâmple următorul an de zile. Într-adevăr, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a semnat cu Fondul ONU pentru Copii, cu UNICEF, un memorandum de înțelegere prin care UNICEF va aloca 10 milioane de euro pe perioada anilor 2022-2023 pentru consolidarea sistemului de protecție a copilului. Este vorba de mai multe măsuri. De exemplu, va fi crescută alocația pentru copiii care sunt plasați în servicii de îngrijire alternativă, de asistență parentală profesionistă sau casă de copii de tip familial. Vor fi angajați suplimentari asistenți personali pentru copiii cu dizabilități severe. Pentru 25.000 de familii va fi acordată o indemnizație, mai bine zis, un serviciu social care se numește Sprijin pentru Familiile cu Copii, pentru prevenirea separării copiilor de părinți. Suma indemnizației poate ajunge până la 4.000 de lei, dar este vorba mai degrabă de un management de caz decât de o indemnizație financiară, pentru că aceste cheltuieli trebuie justificate și se pot face numai pe anumite capitole de cheltuieli. Familiile trebuie să demonstreze cum vor utiliza acești bani și asistenții sociali lucrează îndeaproape cu familiile pentru a preveni separarea copilului de familie,
în interesul superior al copilului. Sunt prevăzute și alte măsuri de consolidare a sistemului de protecție socială a copilului. În bugetul acestui an, în bugetul de stat, jumătate din suma proiectului este bugetată în fondul de susținere a populației, pentru că acesta este vehiculul legal care ne va permite să absorbim resursele de la UNICEF. Fondul de susținere a populației este gestionat de Agenția Națională de Asistență Socială. Nu se regăsesc în bugetul asigurărilor sociale de stat, de aceea nu l-am prezentat, dar întrebarea este într-adevăr pertinentă, pentru că s-a vorbit și în media despre acele alocații pentru copii, pentru pregătirea de școală. Încă o dată este vorba de un program care este gestionat de asistenții sociali comunitari și familiile vulnerabile cu copii mici sau cu copii de vârstă școlară pot depune cereri la asistența socială, vor fi comisii care vor stabili eligibilitatea și mai departe vor lucra în contextul managementului de caz cu familiile care vor beneficia de acest ajutor din partea UNICEF. Noi ne dorim să consolidăm sistemul de protecție a copilului și acest proiect vine în acest an ca un impuls suplimentar. Asta ne va permite de asemenea să angajăm specialiști în protecția drepturilor copilului la nivel teritorial, în mai multe raioane, în cadrul proiectului, pe un an de zile, care vor fi finanțați de proiectul cu UNICEF, dar cred că și statul trebuie să investească în protecția copilului. Anul acesta am aprobat Programul Național pentru Protecția Copilului pe anii 2022-2026 și în cadrul acestui program național am propus crearea unei rețele de specialiști în protecția drepturilor copilului. Pentru început, acești specialiști vor fi formați cu resursele UNICEF, iar pe viitor, dacă rețeaua de specialiști își va demonstra eficiența și eficacitatea, vom discuta și despre alocarea resurselor din bugetul de stat pentru crearea acestei rețele de specialiști. Vă mulțumim. A doua întrebare, domn Pircion. Da, domnule ministru, a doua întrebare ține de fondul de vulnerabilitate energetică. Cu siguranță, multă lume ar vrea să afle mai multe detalii privind pregătirile pentru lansarea acestui fond și în același timp cred că oamenii ar fi interesați să știe orientativ începând cu care lună o să aibă loc procesul de înregistrare și ce bani sunt în buget la momentul de față pentru acordarea acelor compensații pentru anul acesta și deja dacă sunt careva previziuni pentru anul viitor, care o să fie bugetul total pentru această dimensiune. Pentru acest an, în bugetul de stat, care a fost prezentat de colegii de la Ministerul Finanțelor, este prevăzută suma de 870 de milioane de lei. Această sumă este pentru luna noiembrie, care va fi efectiv plătită în compensații în decembrie, pentru că facturile pentru luna noiembrie vin în luna decembrie. Dacă este să extrapolăm în același ritm, este vorba de un buget care este de două și jumătate mai mare decât bugetul de compensații pentru perioada rece anului precedent. Deci putem vorbi de o sumă care se poate ridica până la 5 miliarde de lei pentru întreaga perioadă rece anului. Trebuie să înțelegeți că asta este o sumă semnificativă. Din bugetul public național asta se ridică la peste 4% și jumătate. Acum, în ceea ce privește sistemul de înregistrare și mecanismul de acordare a compensațiilor, deci buget pentru compensații este alocat, mecanismul se bazează pe legea fondului de reducere a vulnerabilității energetice care a fost aprobată aici în Parlament, în vară. Platforma de înregistrare pentru gospodării va fi lansată la începutul lunii octombrie. Sistemul informațional în acest moment este în proces de dezvoltare. Ministerul a prezentat în ședința secretarilor generali conceptul sistemului informațional în această săptămână, dar deja programatorii lucrează și echipele tehnice lucrează la implementarea acestui sistem informațional. Va fi un sistem simplu în care oamenii se vor putea înregistra, familiile se vor putea înregistra în câteva minute, introducând câteva informații importante pentru ca să putem înțelege cât de vulnerabile din punct de vedere energetic sunt aceste familii. Iar compensațiile, la fel ca și anul trecut, vor fi acordate în factură, fără a fi necesară o cerere suplimentară, decât înregistrarea în acest sistem informațional, care încă o dată va lua 10-15 minute pentru o gospodărie pe parcursul lunilor octombrie
și noiembrie, astfel încât primele compensații să fie deja în facturi în luna decembrie. Deci resurse financiare pentru compensații sunt suficiente în acest moment, la acest nivel al prețurilor, pentru a menține prețuri comparabile cu prețurile compensate ale anului precedent, iar mecanismul este în fază de dezvoltare, sunt resurse semnificative și aici vreau să spun că procesul de dezvoltare al mecanismului și a sistemului informațional este susținut și de fondul UNDP, deci Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, care susține tehnic și financiar acest proiect. Deci nu suntem singuri în acest proces. De asemenea, pentru finanțarea fondului, Republica Moldova beneficiază și de resurse străine, deci alte state ne ajută bugetul, tocmai pentru că noi dezvoltăm acest fond. Este important să fie un fond transparent, să fie clar unde au fost utilizați banii pentru compensații și tocmai pentru că reușim să implementăm un astfel de mecanism, state precum Germania sau Franța și Uniunea Europeană sunt dispuse să ajute bugetul Republicii Moldova. Mersi. Mulțumesc. Complementar, dacă îmi permiteți, până la oferirea următoarea întrebare colegului următor. Domnul ministru, dumneavoastră luați în considerație componenta de asistent, de asistare tehnică pentru cei care știți cum mai puțin interacționează cu sistemele, da? Absolut. E o întrebare foarte pertinentă. Într-adevăr, noi am avut deja întâlniri cu toate direcțiile de asistență socială din țară. Eu personal și domnul Perciun a participat la câteva întâlniri în care am discutat cum rețeaua de asistenți sociali comunitari, și avem astăzi în jur de 1200 de asistenți sociali comunitari, vor fi implicați în asistarea persoanelor. Sistemul informațional va avea un modul de înregistrare asistată, de asemenea vor fi implicate și bibliotecile. Am avut o întâlnire și cu Ministerul Culturii și cu Biblioteca Națională, care coordonează metodologic toate bibliotecile din țară. Deci bibliotecarii, de asemenea, vor fi implicați. Urmează să avem o întâlnire și cu Poșta Moldovei, să vedem dacă și poștașii pot fi implicați în acest sistem. Este un efort al comunității și trebuie să ne asigurăm că, mai ales în sate, acolo unde sunt persoane în etate care poate nu se pot înregistra singure, aceste persoane sunt cunoscute de comunitate și vor fi asistate pentru a se înregistra și a beneficia de compensații și de celelalte prevedere ale legii Fondului de Reducere a Vulnerabilității Energetice, pentru că această lege nu se limitează doar la compensații, vor fi, începând de anul viitor, și alte mecanisme, de exemplu, vouchere pentru înlocuirea aparatelor electrocasnice, alte proiecte de asistență socială pentru reducerea vulnerabilității energetice. Mersi mult, foarte important și corect, cât mai multă lume implicată la nivel comunitar și poșta și asistenți sociali și bibliotecile și primăriile și nepoții. Corect, asta e adevărat. Mersi mult. Doamna Rac, în continuare. Mulțumesc, domnule președinte, Ana Rac, fracțiunea PAS. Domn ministru, în perioada prin care trecem acum, ministerul pe care îl conduceți are un rol cheie, important, pentru că dincolo de crizele prin care ne este dat să trecem ca stat, aceste crize vor afecta în mod special, sau afectează deja în mod special, persoanele vulnerabile. Cu toate acestea, ceea ce vrem să facem noi astăzi prin votul care urmează să-l realizăm, este să facem rectificările necesare de buget în suportul oamenilor și în special a categoriilor defavorizate social. Acest lucru vine dintr-o analiză a necesităților realizată de către dumneavoastră și echipa pe care o conduceți. Eu aș vrea, pentru că la moment ne ascultă, ne privesc mai mulți oameni, inclusiv autorități publice, inclusiv specialiștii din domeniul protecției sociale și așa mai departe. Vreau încă o dată, atât pentru ei cât și pentru publicul larg, să faceți această precizare referitor la această inovație, ca să zic așa, prin care urmează să fie acordat suport copiilor, deci acest sistem de indemnizație, ca să fie foarte clar, pentru că labirinturile protecției sociale pentru specialiști sunt clare, mai puțin pentru publicul larg.
astfel încât cei care ne privesc, ne ascultă, să aibă o claritate în raport de ceea ce urmează după 1 octombrie, cu alte cuvinte, că oamenii nu vor fi lăsați de izbeliște și că vă urmează un ajutor din partea statului, un suport real din partea statului pentru a-și putea susține nevoile sociale pe care le au aceștia. Deci, pentru că noastră ați vorbit despre acest lucru, dar ați pomenit într-un context mai larg, aș vrea acum să faceți specificațiile de rigoare pe tot ce înseamnă sistemul de indemnizație pentru copii, care va fi introdus de la 1 octombrie prin rectificarea de buget pe care vă urmează să o aprobeze, Parlamentul. Mersi frumos și pe această ocazie chiar țin să vă mulțumesc pentru tot efortul care l-ați făcut în această perioadă. Vă mulțumesc pentru întrebare. Am observat și eu că săptămâna trecută lumea nu s-a clarificat foarte repede cu această indemnizație, pentru că, așa cum ați spus, este o inovație, este o reformă structurală, nu doar introducerea unei indemnizații noi. Astăzi, indemnizațiile pentru părinții care îngrijesc copiii mici de până la vârsta de 2 ani sau 3 ani sunt oferite în baza a două legi, o lege care ține strict de prestațiile pentru copii și alta care ține de asigurările sociale. În legea care prevede indemnizații pentru copii, este prevăzut această indemnizație lunară în mărime de 740 de lei astăzi pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani pentru persoanele neasigurate. Este un suport din partea bugetului de stat, din partea taxelor generale, pentru familiile care nu au un loc de muncă, de exemplu, și care nu au contribuit la fondul social. Deci nu au concediu pentru îngrijirea copilului și nu au indemnizația pentru creșterea copilului, mai bine zis. Familiile care beneficiază de concediu pentru creșterea copilului și de această indemnizație de concediu pentru creșterea copilului, ele nu primesc această indemnizație pe baza legii pentru protecția copilului. Deci ceea ce propunem noi este, în primul rând, să creștem valoarea indemnizației de la 740 de lei la 1000 de lei, deci este o creștere mai mare decât inflația, și în al doilea rând, să oferim această indemnizație, care este încă o dată din bugetul de stat, din sursele generale, din toate taxele, da? Tuturor copiilor, nu doar persoanelor neasigurate. Persoanele asigurate vor primi în continuare dreptul la a avea concediu pentru creșterea copilului și indemnizația de concediu pentru creșterea copilului, care mai mult în acest an a fost diversificată. De asemenea, în Parlament a fost introdusă a treia opțiune. Până recent erau două opțiuni, 3 ani sau 2 ani și 2 luni. Acum a fost introdusă și opțiunea de 1 an și 2 luni, cu o indemnizație mai mare, de 90% din salariul de bază. Deci, în continuare, persoanele asigurate, adică cele care contribuie la fondul social, la bugetul asigurării sociale de stat, prin contribuțiile lor, vor beneficia de indemnizația de concediu, dacă doriți, și suplimentar vor beneficia și de indemnizația pentru îngrijirea copilului în baza unei alte legi, acestei legi pentru protecția copilului. Deci este un drept suplimentar care este extins, ca și în cazul pensiei anticipate, trezește anumite neclarități la început, dar pe parcurs lumea se clarifică și vede că de fapt este extinderea unui drept, nu restrângerea unui drept. Mersi. Și noi vă mulțumim, stimați colegi, alte întrebări? Alte întrebări nu sunt, vă rog să luați loc, domnul ministru. Mulțumesc. Raportul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie, domn Perciun. Nu vă deranjam? Nu, da? E bine. Stimați colegi, spun atenție dumneavoastră raportul proiectului. El a fost discutat astăzi în cadrul comisiei și a fost susținut unanim de către toți deputații prezenți în ședința comisiei. Dacă sunt întrebări la raport? Dacă nu sunt. Stimați colegi, întrebări la raport? Întrebări nu sunt. Mai exhaustiv decât exhaustiv nu a fost așa ceva? Mersi. Vă rog să luați loc.
Rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Stimați colegi, supun votului în prima lectură proiectul 338 din 2408-2022, proiectul de lege pentru modificarea legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, numărul 206 din 2021. Lectura întâi, rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 338 din 2408-2022, proiectul de lege pentru modificarea legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, numărul 206 din 2021, susținut de 54 de deputați. Vă mulțumesc. Înainte de a trece la următorul proiect, permiteți-mi să salut prezența în sală a compatrioților noștri din diaspora, din Irlanda, Italia, Spania. Mersi mult că ați găsit timp să veniți în Parlament. Vă salutăm. Vă dorim mult succes. Vedeți, uneori noi mergem în diasporă, ne întâlnim cu ei, uneori vin dânșii acasă. Mult succes. Următorul proiect propus atenției dumneavoastră este proiectul 339 din 2408-2022. Proiectul de lege pentru modificarea legii fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală pe anul 2022, numărul 207 din 2021, prezintă doamna Lilia Gantea, secretar general Ministerul Sănătății. Vă rog. Stimate domnule președinte, stimați deputați, onorată asistență, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul legii pentru modificarea legii fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală pentru anul 2022, numărul 207 din 2021, care a fost elaborat cu scopul precizării veniturilor și cheltuielilor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în rezultatul analizei indicatorilor fondurilor pe parcursul a 6 luni. Modificările propuse prevăd majorarea veniturilor cu 186.047.000 lei, a cheltuielilor cu 215.047.000 lei și a deficitului cu 29 milioane lei. Veniturile fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală pentru anul 2022 vor constitui 12.559.736.000 lei, sau cu 186.047.000 lei mai mult față de suma aprobată. Această majorare a veniturilor se prevede din contul primelor de asigurare obligatorii de asistență medicală în formă de contribuție procentuală și alte recompense, care vor crește cu 114.750.000 lei, din contul acordurilor de parteneriat cu organizațiile internaționale în sumă de 40.561.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor aferente serviciilor medicale acordate cetățenilor refugiați din Ucraina în cadrul sistemului de asigurări obligatorii de asistență medicală. De asemenea, din contul veniturilor suplimentare din încasările din impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației în sumă de 22.236.000 lei și din contul altor venituri ale fondurilor în sumă de 8.500.000 lei. De asemenea, și volumul cheltuielilor fondurilor de asigurărilor obligatorii de asistență medicală vor fi cu o majorare de 215.000.047.000 lei față de suma aprobată
și vor fi direcționate aceste mijloace în sumă de 174.486,2 lei pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare aferente majorărilor salariilor de funcție cu plus 10% pentru personalul angajat din instituțiile medico-sanitare încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală, începând cu 1 octombrie 2022. În sumă de 40.561.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor pentru serviciile medicale prestate cetățenilor refugiați din Ucraina în baza următoarelor acorduri de parteneriate cu organizațiile internaționale. 17.781,4 lei pentru serviciile medicale acordate refugiaților din Ucraina în baza acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, 14.213.000 lei pentru serviciile medicale acordate copiilor refugiaților în vârstă de până la 18 ani în baza acordului cu Fondul Națiunilor Unite pentru Copii, 5.985.000 lei pentru serviciile de dializă acordate refugiaților în baza acordului de parteneriat cu Organizația Internațională pentru Migrație și 2.581,2 lei pentru serviciile de sănătate a reproducerii acordate refugiaților în baza acordului de parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație. Astfel, Fondul pentru achitarea serviciilor medicale și farmaceutice în anul 2022 va constitui 12.643.893,4 lei sau cu o creștere față de aprobat cu 215.047,1 lei pentru următoarele subprograme. Asistența medicală primară plus 50.121,3 lei, asistența medicală specializată de ambulator plus 6.577.000 lei, asistența urgentă prespitalicească plus 4.471,1 lei, asistența medicală spitalicească plus 153.870,7 lei. Deficitul bugetar al fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală va constitui 274 milioane sau cu 29 milioane mai mult față de aprobat și va fi acoperit din contul soldului mijloacelor financiare formate la începutul anului în volum de 674.689,000 lei. Reșind din cele expuse, rog susținerea proiectului în cauză. Vă mulțumim. Trecem la sesiunea de întrebări. Prima întrebare, domn Percion. Doamna Gantea, aș vrea să clarificați dacă majorarea de 10% o să fie acordată doar personalului medical sau întreg la tot personalul și care o să fie mecanismul prin care instituțiile medicale vor accesa aceste resurse? Aceste 10% care se propun pentru majorarea angajaților vor fi pentru tot personalul, începând cu medici, asistente medicale, infirmiere și personalul auxiliar administrativ, pentru tot personalul. Aceste alocații vor fi acordate în primul rând prin serviciile acordate, deoarece noi la moment avem deja o supraîndeplinire a serviciilor, vor fi prin independență de tipul de asistență medicală. Dacă ne referim la asistența medicală primară, vor fi prin tarifele per capita, cele care sunt în spitalicești vor fi prin cazurile tratate, cele de ambulator și servicii de performanță vor fi prin servicii, prin acordarea serviciilor. Vă mulțumim. Următoarea întrebare, domn Percion. Și a doua întrebare ține totuși de neexecutarea pe proiectul despre care menționase și domnul ministru Budeanski. Dacă puteți să ne oferiți un pic de claritate, ce urma să se întâmple, ce s-a transferat pe anul viitor, ca să înțelegem acele 100 de milioane de lei totuși ce da, au fost propuse, aceste nu ține de legea fondurilor, merge vorba de legea bugetului de stat. Sunt două proiecte. Primul proiect care a fost propus pre diminuare cu 457 milioane este proiectul suport de urgență pentru diminuarea consecințelor. Ca urmare a anulării a 6 proceduri de achiziții de la începutul anului,
și o altă, adică argumentare este că acest proiect a fost extins termenul de executare, adică de implementare până la 30.06.2023. Asta și-a fost pentru că noi nu o să putem să utilizăm acești bani și ei au fost transferați pentru anul următor, în 2023. Al doilea proiect de asemenea a fost supus diminuării, merge vorba de răspuns de urgență la COVID, finanțare adițională, aceste alocații cu 447 milioane, care au fost cu destinație specială pentru achiziționarea vaccinurilor, de care la moment țara dispune de stocuri suficiente. De asemenea, a fost luată decizia cu donatorii, sau mai bine zis, de a fi realocate aceste alocații pentru necesitățile Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și, de asemenea, vor fi utilizate pe parcursul anului următor. Vă mulțumesc. Stimați colegi, alte întrebări? Alte întrebări nu sunt, vă rog să luați loc. Raportul Comisiei, domn Perciun, Comisia Protecției Sociale, Sănătate și Familie. Stimați colegi, spun atenție dumneavoastră raportul Comisiei pentru modificarea legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2022, numărul 207 din 2021. Deci, de principiu, Comisia a examinat proiectul de lege și unanim propune votarea acesteia și în prima și în a doua lectură, dar ținând cont și de faptul că nu este opoziția astăzi în sală și nu putem confirma disponibilitatea de a vota, propun într-o singură lectură. Mersi. Vă mulțumesc, stimați colegi, întrebări la raport? Întrebări nu sunt, vă rog să luați loc. Rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Stimați colegi, supun votului în prima lectură proiectul 339 din 24.08.2022. Proiectul de lege pentru modificarea legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2022, numărul 207 din 2021. Lectura 1, rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 339 din 24.08.2022, proiectul de lege pentru modificarea legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2022, numărul 207 din 2021, susținut în prima lectură de 54 de deputați. Vă mulțumesc. Următorul proiect propus atenției noastre este proiectul 340 din 24.08.2022, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative pe vie de instituirea unor funcții în autorități publice, legea 158 din 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și legea 80 din 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică. Prezint domnul Udrea, vă rog, la tribuna centrală. Stimate domnule președinte,
Stimate doamne și domni deputați, propun atenție dumneavoastră proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative și anume privind instituirea unor funcții în autoritățile publice. Proiectul a fost elaborat în scopul consolidării capacităților autorităților publice pe segmentul de realizare a activităților privind implementarea cerințelor de aderare la Uniunea Europeană, ori în contextul obținerii statutului de candidat de aderare la Uniunea Europeană, Republica Moldova urmează să-și ajusteze procesele de coordonare internă în conformitate cu bunele practici. Respectiv, proiectul vizează trei modificări importante, după cum urmează. 1. Consolidarea capacităților autorităților publice pe segmentul de realizare a activităților privind implementarea cerințelor de aderare la Uniunea Europeană prin instituirea funcției publice de conducere de nivel superior de secretar general adjunct al Ministerului. Oportunitatea instituirii funcției de secretar general adjunct al Ministerului pentru Afaceri Europene nu reprezintă o obligație pentru autoritățile publice, dar urmează să fie analizată de către fiecare conducător, ieșind din volumul de lucru, complexitatea sarcinilor și gradul de implicare a Ministerului în procesul de aderare. De asemenea, conform ierarhiei funcției, noua unitate se va subordona secretarului general al Ministerului, cu asistarea ministrului, ieșind din competența Ministerului pe segmentul de aderare la Uniunea Europeană. A doua modificare. La fel, prin proiectul de lege se propune instituirea funcției de secretar de stat prin prisma aceluiași deziderat, precum și pentru implementarea unui mecanism calitativ de coordonare în relațiile dintre guvern și parlament. A treia modificare, așa precum guvernul a luat decizia de suplinire a cabinetelor miniștrilor cu 1-4 consilieri pentru afaceri europene, se propune instituirea cabinetului secretarului general al guvernului cu 2 unități, începând cu 1 ianuarie 2023. Menționăm că anterior secretarul general al guvernului a beneficiat de cabinet, care ulterior a fost exclus. Totodată reiterăm, ținând cont de etapele și procedurile aferente elaborării, aprobării, intrării în vigoare a proiectelor de acte normative, se estimează că instituirea funcțiilor de secretar general adjunct al Ministerului și secretar de stat în cadrul Cancelarii de Stat va avea loc începând cu ultimul trimestru al anului curent. În acest context, urmarea analizei costurilor constituirii grupurilor de lucru pentru gestionarea procesului de aderare la Uniunea Europeană se conturează necesitatea instituirii inițiale a 6 unități de secretar general adjunct al Ministerului în sumă de aproximativ 400.000 de lei și a unui secretar de stat în cadrul Cancelariei de Stat în sumă aproximativ de 72.000 de lei per unitate. Va fi asigurată din economiile proprii ale autorităților publice. Totodată, 2 unități de personal din cabinetul secretarului general al guvernului urmează să fie instituite începând cu anul 2023, în sumă aproximativ de 280.000 de lei anual sau 12.000 de lei per unitate. Ce ține de acoperirea financiară pentru anul viitor, autoritățile publice vor prezenta propunerile respective la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2023 și estimările pentru anii 2024-2025. În contextul obținerii statutului de țară candidată pentru aderare la Uniunea Europeană, se impune necesitatea reconfigurării instituționale și consolidării capacităților autorităților publice pe componenta de integrare europeană pentru a putea contribui la acest proces important în mod calitativ și operativ. În contextul celor expuse, rog susținerea proiectului prezentat. Vă mulțumim. Prima întrebare, domn Perciun. Domnul Dragă, dacă ați putea să ne spuneți care o să fie ministerele unde vor fi instituite aceste funcții de secretar general adjunct și ce a stat la baza selectării unor ministeri, nu știu dacă în detrimentul, dar cu omiterea altora. Da, mi este clar întrebare. De fapt, noi am inițiat mai multe procese în acest sens, dintre care unul din ele am analizat capacitățile administrației publice centrale în ceea ce ține de următoarele etape, și anume negocierea celor 33 de capitole, și am făcut această estimare în conformitate cu volumul de lucru. Spre exemplu, tot timpul îl aduc ca un exemplu, în cadrul, deci Ministerul Economiei, el ar fi responsabil de, sau ar fi lider pentru negocierea pe 5 capitole, cu Uniunea Europeană, însă această analiză care am menționat-o efectuată de către noi a arătat că, de fapt, Ministerul are doar 15 persoane sau funcționari publici care sunt responsabili nemijlocit de elaborarea acestor politici. De aceea,
iată, prin prisma acestor analize au fost, de fapt, și identificate acele primele șase instituții care vor necesita un efort esențial în anul acesta, însă această, cum am și menționat, aceasta rămâne la discreția, asta vine doar ca o sugestie din partea noastră, însă rămâne la discreția fiecărei autorități pentru a lua această decizie. De aceea, cred că este prematur să anunț acum care este ministerul, fiindcă decizia o vor lua miniștrii în particular. Vă mulțumim. A doua întrebare, domn Perciun. Ce își ține de funcționarii publici? Deci va fi completat cu funcții adiționale sau vor fi alocate bugete din contul cărora va fi posibil de salarizat adițional oamenii deja angajați? Sau vor fi angajați oameni noi? Sau fiecare minister va avea posibilitatea să decidă cum o să funcționeze lucrul ăsta? În acest caz, prin prisma aceleși analize, sunt mai multe inițiative, unele din ele deja au fost aprobate și nu era necesar să venim, fiindcă am operat niște modificări în anumite hotărâri guvernului, deci era pe platforma guvernamentală, prin care am reorganizat direcțiile de monitorizare și evaluare politicilor în cadrul ministerilor, le-am transformat în unități de coordonare și politici europene, cu posibilitatea de recrutare a unui personal adițional în cadrul acestor unități și anume am pus accent pe posibilitatea ca ministerele să recruteze tineri cu aptitudini de politici publice și cunoașterea limbii engleze, așa cum cunoaștem o relație cu instituțiile specializate sau cu a Comisiei Europene necesită anumite aptitudini, dar primordial este necesar cunoașterea limbii engleze, de aceea tinerii sunt încurajați să aplice la aceste funcții. De asemenea, va fi instituit în baza mecanismului de coordonare care în curând va fi aprobat de către guvern, constituirea unor grupuri de lucru în funcție de sau în baza fiecărui capitol de negociere care va avea în componență sa reprezentanți interinstituționali și eu cred că în prima perioadă a lucrului acestor grupuri de lucru, eventual unele, în cazul unor instituții, dacă va surveni necesitatea, noi vom veni cu propuneri de suplinire, dar la moment au fost operate doar acestea de care am menționat acum. Vă mulțumesc. Următoarea întrebare, doamna Racu. Mulțumesc, domnule președinte. Ana Racu, fracțiunea PAS. Domnul Udrea, vă salut și bine ați venit în Parlament. Mersi pentru prezentarea holistică a acestei inițiative. De regulă, atunci când statul decide să introducă o entitate nouă sau scrieze o entitate nouă, să introducă niște funcții noi, asta generează în societate niște reacții nu neapărat super pozitive, din simplu motiv că logicul omului de rând este faptul că iară mai plodiți birocrați și că asta va fi o povară pentru bugetul țării. Fără a intra în detalii. Această inovație pe care ne-ați prezentat-o astăzi în Parlament are în spate o analiză și este dictată de niște realități pe care țara noastră le confruntă sau le întâmpină la momentul de față și este ghidată de niște perspective ulterioare. Entități similare sau funcții similare au fost introduse sub, poate, denumiri similare sau aproximative și în alte țări care au obținut statutul de candidat. Eu vreau ca să anticipăm anumite critici și reticențe care pot să apară în societate în legătură cu acest proiect de lege. Eu aș vrea să ne spuneți, așa, grosomodo, în linii mari, care vor fi responsabilitățile sau obligațiile de bază a acestor funcționari, astfel încât oamenii să înțeleagă că nu e normal și nu e posibil ca 5 sau 6 oameni să poartă povara unui ramuri sau unui domeniu, mai ales când este vorba de anumite rigori europene care urmează să
fi impuse sau urmează să fie negociate de către țara noastră. Nu este normal, chiar și în modul, să zicem, firesc al lucrurilor, când un domeniu foarte complex, cum ar fi, să zicem, cel al energeticii sau cel al industriei alimentare sau oricare, să fie gestionat de un număr limitat de oameni. Continuați, vă rog. Doar să mă duc la capătul firul gândului. Mai ales că noi avem o realitate că salariile funcționarilor au fost așa, sau sunt mai mult patriotice decât europene. Și, deci, în contextul ăsta vreau să ne specificați, în mod special și pentru cei care ne ascultă, ne privesc, ca să nu există speculație și ca lumea să înțeleagă de ce avem nevoie de aceste funcții și care va fi valoarea lor adăugată. Mersi. Mulțumesc pentru întrebare. De fapt, aceasta este o practică care a implementat toate țările care au parcurs procesul de aderare la Uniunea Europeană și este foarte important, în primul rând, ca persoanele cheie din cadrul fiecărui ministru să fie persoane apolitice. De aceea, noi am avut, fiindcă este un proces de durată, și atunci trebuie foarte important să fie asigurată memoria instituțională. De aceea aveam opțiunea să alocăm aceste atribuții secretarului general al Ministerului, însă secretarul general al Ministerului este foarte încărcat cu treburile curente a fiecărui minister, și cu siguranță o astfel decizie ar fi eșuat, fiindcă în cadrul fiecărui minister avem nevoie de cel puțin o persoană care să aibă grijă de aceste procese care sunt foarte complexe și presupun integrarea politicilor care sunt în responsabilitatea fiecărei instituții prin prisma condiționalităților și angajamentelor de aderare la Uniunea Europeană, de aceea este important ca această funcție să fie totalmente dedicată acestui proces, care, încă o dată menționez, este unul foarte și foarte anevoios. Asta e unul la mână. Doi, ce ar presupune, de fapt, această funcție este, deci, coordonarea pe intern a direcțiilor sectoriale, inclusiv direcția reorganizată, de care am menționat, Direcția de Coordonare a Politicilor și Afaceri Europene în cadrul fiecărei instituții, plus toate lucrările care de secretariat sau care de pregătire, de fapt, a grupurilor de lucru care necesită pregătire de poziții care mai apoi urmează a fi sau negociată sau comunicată cu instituțiile specializate ale Uniunii Europene, este nevoie de cunoaștere și aptitudini de cunoașterea limbii engleze, de specificul, de limbajul care este totalmente diferit, cel puțin de limbajul Organizației Națiunilor Unite și limbajul a instituțiilor europene este totalmente diferit, de aceea este necesar de a identifica anume un tip de funcționar sau aplicanți care ar corespunde anume acestor criterii. Vă mulțumim. Următoarea întrebare, domnul Babici. Domnul Udre, bună ziua. Este o inițiativă evident justificată și ea se încadrează în toate necesitățile acum care stau în fața dumneavoastră, în fața ministerilor. Mă întreb dacă va fi asta suficient după ce se vor negocia deja unele condiționalități pentru procesul de aderare. Și dacă nu este cazul să ne pregătim pentru anul viitor, pentru un pic mai mult dezvoltare de capacități pentru ministere, în special pentru Ministerul de Extern și Integrare Europeană. Aici mai vin cu o propunere, deci din ceea ce am discutat cu unii colegi de-a noștri care deja au parcurs această cale, ei ne-au spus că au practicat identificarea persoanelor cu capacități pentru așa funcții, dar aceste persoane au fost trimise într-un mic stagiu la diferite structuri europene, unii au acumulat într-o perioadă foarte scurtă de timp o doză de experiență care au putut-o să o valorifice deja în funcția care au primit-o în țara lor.
asta este așa ca o propunere, dar și ca întrebare, dacă nu este cazul să dezvoltăm în fiecare minister câte un departament care de fapt se ocupe cu procedurile de integrare în Uniunea Europeană, pentru că vor fi și mai multe sarcini, sarcini legate de elaborarea proiectului, de valorificarea resurselor financiare pe anumite domenii, etc. Mulțumesc. Și eu mulțumesc. Am menționat, deci asta este o primă etapă. Cu siguranță, noi deja am aprobat în ședința Guvernului de miercurea aceasta, din săptămâna aceasta, reorganizarea instituțională în cadrul ministerilor și vom avea de acum încolo instituții nemijlocit responsabile de coordonare de politici și integrare europeană. Însă noi înțelegem și suntem conștienți că, de fapt, procesul de integrare europeană este în special e vorba de politici și de ajustarea cadrului normativ la chiul european. De aceea, direcțiile de politici care sunt în cadrul ministerilor, ele vor reprezenta, de fapt, nucleul, însă această direcție reorganizată va asigura coordonarea întregului proces per instituție. Doi, Ministerul Afacerilor Externe. În curând ei urmează să vină cu o formulă de reorganizare acestui minister prin prisma dezideratului de integrare europeană și eu știu că ei sunt deja în lucru și dacă nu greșesc a fost înregistrat ieri în cadrul ședinței secretarilor generale pentru a fi expediat spre avizare și eu cred că este deja și publică această propunere care a venit de la Ministerul Afacerilor Externe. Plus, și înțelegem că atunci când vorbim despre capacități, un lucru important este numărul, dar și mai important este dezvoltarea aptitudinilor persoanelor și acum suntem în proces de pregătirea unui program extins de dezvoltarea capacităților, anume pe segmentul de integrare europeană. Vă mulțumim. În continuare, domnul Băluțel. Domnul secretar general, mulțumim. În contextul și întrebării domnului Babici și a doamnei Racu, noastră, Cancelarea de Stat împreună cu Ministerul de Externe, eu știu că a făcut o analiză amplă a capacităților existente a Ministerului raportat la volumul de lucru pe capitolii de negocieri, pe ajustarea legislației și anume pentru că într-adevăr există în societate și întrebarea justă cu ce este motivată introducerea acestor funcții, dacă puteți să ne dați câteva cifre din unele ministerii care urmează să fie supraaglomerate cu efortul de a face față procesul de ajustare la acordul de procesul de obținere de inițierea negocierilor, dacă putem să spunem așa. Mersi. Mulțumesc. Am să mai repet încă o dată, cel mai vulnerabil este Ministerul Economiei. El va necesita o atenție sporită din partea noastră, fiind responsabil de 5 capitole de negociere. Următoarele instituții identificate sunt Ministerul Justiției, este Ministerul Agriculturii, Ministerul Mediului, cu siguranță necesită capacități fiind un minister cu un număr foarte mic de persoane și în special, ținând cont cât de importantă este în contextul integrării europene aspectele de mediu, și aici vom avea foarte mult de lucru în acest sens, sunt și instituții care au fost identificate în cadrul acestui exercițiu ca fiind instituții care au un număr suficient de personal și nu necesită la această etapă creștere de personal sau din contra, dacă vom identifica astfel de instituții care, și asta de fapt se înscrie cu în cadrul unui întreg proces de reorganizare a administrației publice, la care suntem acum în proces de definitivare a noii strategii de administrare publică, care va fi aprobată până la sfârșitul acestui an. Un prim concept deja este aprobat și la care lucrăm pentru dezvoltarea și avea o astfel de strategie. Pe de altă parte, înțelegem că deci procesele firești de a avea o viziune de dezvoltare nu trebuie să ne oprească pentru a face acele reorganizări și dezvoltare de capacități care sunt necesare acum și noi asta o facem. Avem misiunea Sigma, care este un instrument a Comisiei Europene și a OECD, bine cunoscută pe plan internațional, care ne-a ajutat să facem un screening la toate aceste instituții și în cel mai scurt timp vom veni cu modificările necesare. Vă mulțumim, stimați colegi, alte întrebări?
Alte întrebări nu sunt, vă rog să luați loc. Raportul Comisiei Administrației Publice, doamna Larisa Voloh. Stimați colegi, prezint atenției dumneavoastră raportul la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, numărul 340 din 24.08.2022. Comisia Administrației Publice a examinat la ședința din 26 august 2022 prezentul proiect de lege, venit ca inițiativă legislativă din partea Guvernului Republicii Moldova, în scopul consolidării cadrului instituțional a Guvernului, prin crearea în cadrul ministerelor a unei funcții noi de secretar general adjunct a ministerului, care urmează a fi responsabil de procesul de integrare europeană. Totodată, proiectul de lege prevede instituirea în cadrul Cancelarei de Stat a funcției de secretar de stat, scopul căreia fiind fortificarea relațiilor dintre legislativ și executiv și suplimentar, începând cu 1 ianuarie 2023, urmează să fie instituit cabinetul secretarului general al Guvernului în scopul de consolidare a capacităților Cancelarei de Stat. Comisia va lua în considerare obiecțiile și propunerile conținute în avizele comisiilor permanente, a Direcției Generale Juridice, a Secretariatului Parlamentului și amendamentele care vor parveni din partea deputaților la pregătirea proiectului de lege pentru lectura a doua. Reșind din cele expuse, Comisia Administrației Publice, cu votul majorității membrilor săi, propune Parlamentului pentru examinare și aprobare în prima lectură proiectul de lege numărul 340 din 24.08.2022. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim. Stimați colegi, întrebări la raport? Întrebări nu sunt. Vă rog să luați loc. Rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Stimați deputați, supun votului în prima lectură proiectul 340 din 24.08.2022, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative privind instituirea unor funcții în autoritățile publice, legea 158 din 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și legea 80 din 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică. Lectura întâi, rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 340 din 24.08.2022, în lectura întâi, susținut de 54 de deputați. Vă mulțumesc! Următorul proiect propus atenției dumneavoastră este proiectul 336 din 22.08.2022, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, legea 195 din 2022 privind modificările unor acte normative, legea 242 din 2022 privind modificarea unor acte normative. Prezintă domnul Percion, vă rog. Stimați colegi, scopul proiectului este de a elimina unele omisiuni înregistrate pe parcursul examinării și adoptării legii numărul 195 și legii numărul 242 pentru modificarea unor acte normative. În esență, ceea ce facem, îi rectificăm o modificare care a avut loc la articolul 124 din Codul Muncii. Atunci noi împreună cu dumneavoastră am expus într-o redacție nouă acel articol, oferind ambelor părinți posibilitatea de a îngriji de copil și a partaja concediul de îngrijire respectiv. În procesul de elaborare și de adoptare acelui act normativ s-a comis o omisiune pe care noi astăzi o rectificăm și care o să fie de interes în special pentru reprezentanții structurilor de forță. Ori, fără modificarea care noi o facem astăzi, ar fi apărut anumite semne de întrebare privind
vechimea în muncă specială și modul de stabilire a acesteia. Deci ceea ce facem, introducem alineatul că concediu, acest concediu se include în vechimea în muncă, inclusiv în vechimea în muncă specială și în stadiul de cotizare. Cam în aceeași cheie intervenim și în legea numărul 242, unde noi am dat o redacție adițională privind modul de stabilire a bazei de calcul la determinarea contribuțiilor de asigurări sociale. Deci atunci, prin acea modificare, noi am stabilit că contribuția minimă nu poate fi mai mică decât 25% din contribuția de asigurări sociale calculată din salariul minim pe economie. Însă redacția expusă inițială s-a adeverit a fi una nu tocmai potrivită. De asta o să propunem prin acest proiect de lege o redacție nouă consultată și cu Casa Națională de Asigurări Sociale și cu Ministerul, în așa fel încât să ne asigurăm că obiectul și scopul inițial al modificării este atins. Ori redacția actuală nu reușește să realizeze scopul stabilit de proiectul inițial de lege. Respectiv, astea sunt două modificări tehnice cu care vine acest proiect și solicitarea este totodată de a-l vota în două lecturi, ori altfel o să intre în vigoare anumite modificări operate și o să creeze anumite dificultăți. De asta este de dorit să votăm astăzi în două lecturi acest proiect de lege, ca el să intre în vigoare până pe 1 septembrie. Stimați colegi, întrebări la autor? Nu sunt. Raportul comisiei? Comisia a examinat prezent proiect de lege și l-a susținut unanim. Ați întrebat de președintele de comisie dacă în două lecturi? Comisia propune votarea în două lecturi acestui proiect de lege. Bine, deci este o colaborare bună între comisie și autor. Într-adevăr. Întrebări? Întrebări nu sunt, vreau să luați loc. Rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Stimați colegi, rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Supun votului în prima lectură proiectul 336 din 22.08.2022. Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative, legea numărul 195 din 2022 pentru modificarea unor acte normative și legea 242 din 2022 pentru modificarea unor acte normative. Lectura întâi, rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 336 din 22.08.2022 în lectura întâi susținută de 54 de deputați. Vă mulțumesc. În condițiile recomandării solicitării comisiei este propunerea de a susține proiectul și în a doua lectură. Susținem, da? Da. Unanim. Deci rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Supun votului în lectura a doua. Proiectul 336 din 22.08.2022, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, legea 195 din 2022 pentru modificarea unor acte normative și legea 242 din 2022 pentru modificarea unor acte normative. Lectura a doua, rog, inițiem procedura de vot.
Stimați colegi, proiectul 336 din 22.08.2022, în lectura a doua, susținut de 54 de deputați. Vă mulțumesc. Pe final, am un anunț. Stimați deputați, având în vedere că azi Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectele de lege înregistrate cu numerele 337, 338, 339 și 340 din 24 august 2022 și ținând cont de faptul că aceste proiecte au fost propuse spre examinare în mod prioritar, solicităm respectuos să prezentați amendamentele la aceste proiecte până la 1 septembrie 2022, inclusiv orele 15, pentru a fi expediate Guvernului spre avizare. Vă mulțumesc anticipat pentru înțelegere. Agenda a fost epuizată. Stimați deputați, declar închisă ședința. Următoarea ședință, în cadrul sesiunii extraordinare, va avea loc joi 8 septembrie. Vă mulțumesc!